Bun venit la Starea Sănătății, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Ce am mai pregătit noi pentru azi? Mă trădează fotografia, nu? Veți vedea imediat, o să vă placă subiectul, dar înainte de asta am un anunț important. Dați mai tare să se audă până în spate, da? Am lansat abonamentele plătite pentru canalul de YouTube Starea Sănătății. Abonamente plătite avem calde bune, calde bune. Apropo de cald, am uitat de ceai. Și stă de câteva minute aici la infuzat. Nu uitați de ceaiul nației în magazinul nostru pe www.stareanației.ro magazin. Mm. Un ceai organic, curat, vi recomand. Fără zahăr, da? Săptămâna trecută, chiar în ziua în care am anunțat abonamentele, 43 de oameni au devenit pe loc ambasadorii proiectului nostru. După trei zile eram deja 100. Și de atunci se tot adună. Mulțumim! Toți acești oameni au apăsat butonul Join, care este aici, micuț, pe undeva, mie nu mi-apare de pildă, înțeleg că există o problemă cu ăștia care au iPhone, au chestii de la Apple, se reglează. Am avut aceeași problemă și la starea nației la început, când am lansat abonamentele. Da? Acești oameni au devenit primii susținători ai unui proiect mic, independent, dar care crește foarte frumos cu ajutorul vostru. Ce oferim pentru cei 30 de lei pe lună? Scum, domne, cam scumpă, cam cât un pachet de țigări, adică... Păi, în primul rând, faptul că acest proiect se poate dezvolta în continuare într-un ritm mult mai rapid. Adică eu lucrez de mai bine de 5 ani la acest proiect și chiar dacă, judecând după mesajele voastre, am făcut o mulțime de lucruri Excelente, aș fi putut să fac mult mai mult. Apoi, oferim sentimentul ăsta că faceți parte dintr-un grup de oameni care vor să meargă pe drumul ăsta spre sănătate, echipați cu informații clare, verificate și exprimate în limbaj simplu, pe înțelesul tuturor. Îi ajutați astfel și pe alții care nu-și permit să depășească, prin educația pe care o facem împreună aici, problemele pe care le au. După cum ați văzut, ne înconjurăm deja de specialiști în domeniul sănătății și promitem să facem o treabă bună împreună în interviuri, în toate materialele pe care le prezentăm aici. Apoi e vorba și despre faptul că ne luați nouă de pe umeri stresul ăsta al resurselor financiare, fără de care nu ne putem concentra pe calitatea materialelor oferite. În timp, bineînțeles, vor fi și alte beneficii, reduceri cărți, revista Starea Sănătății, pachete cu prețuri preferențiale, acces VIP la evenimentele noastre care vor apărea de anul viitor, odată ce terminăm și Teatrul Nației și multe altele. Vom avea și o discuție săptămânală live pe canalul de YouTube cu abonații plătitori discuție în care stau cu voi și vă răspund la toate întrebările legate de sănătate. Nu o să pot să răspund la toate, dar măcar împreună vom ști unde să căutăm. În plus îmi propun să am de multe ori alături de mine specialiști și o temă pe care o vom anunța din timp. Așadar, cu forțe proaspete și bucuroși că proiectul nostru crește mai ceva ca un aluat de pâine cu făină integrală, să dăm drumul episodului cu numărul 13 din acest sezon. Un episod care trebuia să fie despre sare. Așa am plecat la drum, eu și Anca, dar a ajuns să fie despre mai mult de atât. Despre poveștile cu care creștem, despre ideea că am putea avea un mecanism intern care să ne regleze dietele, și despre două studii cu concluzii foarte, foarte interesante. Ok? Să începem! Ia să vedem! Mai știți acel basm cu sarea în bucate? Uitându-mă pe statisticile despre consumatorii acestui canal, ar cam trebui să-l știți, că aveți vârsta potrivită. Dar ce vorbesc eu aici? Că doar nu s-a schimbat nimic în programa școlară de uh, uh, zeci de ani. Și nepoții nepoților noștri vor citi basmul sarea în bucate de Petre Ispirescu. N-am făcut și nu facem nutriție la școală. Facem religie. Am crescut cu povești, cu reguli și cu mituri care ne-au furnizat în mod indirect lecții de nutriție. Niște lecții foarte, foarte proaste. Credem de pildă că e lipsă de respect pentru gazdă să lăsăm mâncare în farfurie. Dacă vrei să primești desert, trebuie să mănânci tot. Cine termină primul e îngeraș. Nu mănânci tot, nu mă iubești. Avem expresii precum oameni de zahăr. Le spunem celor care ne sunt dragi că sunt dulci sau că au o voce dulce și iată creștem cu basme precum sarea în bucate. Din care învățăm nu doar că zahărul e ceva bun, dar învățăm și importanța sării în mâncare într-un mod foarte dramatic. Biata fată ce i declarase tatălui că îl iubește precum sarea în mâncare a fost izgonită de acasă. Până când fata i-a dat acestuia o lecție și i-a dat mâncare nesărată la nuntă. Abia atunci a văzut împăratul cât de mult greșise. Ce să mai, ți se rupe sufletul. Și totodată înveți de mic să ții solnița aproape. Esarea are rolul ei foarte, foarte important. Atenție! Conservă mâncarea pentru că împiedică dezvoltarea bacteriilor. Corpul uman are nevoie de sodiu pentru mai multe funcții vitale, pentru contractarea și relaxarea mușchilor, pentru echilibrul dintre apă și minerale, pentru sistemul nervos. De aia, în timpul antrenamentelor solicitante, Singurul supliment de care aveți nevoie este o linguriță de bicarbonat de sodiu în recipientul cu apă, ieftin și cu efecte mai bune decât mizeriile scumpe de pe piață. Problema e că am ajuns să consumăm mult mai mult decât avem nevoie pentru menținerea acestor funcții vitale. Aproape 2 milioane de decese pe an sunt asociate cu consumul excesiv. De sare. Cu cât consumăm mai multă sare, cu atât crește riscul de tensiune arterială crescută și bol de inimă. Statisticile la nivel global arată că, în prezent, o persoană consumă 10,78 de grame de sare pe zi. Asta înseamnă atenție mai mult decât dublul cantității recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. OMS recomandă mai puțin de 5 grame de sare pe zi pentru un adult. 5 grame înseamnă o linguriță. Repet, vorbim despre adulți. Într-un articol de pe spotmedia.ro, medicul cardiolog Dragoș Vinereanu spunea că unul din doi români moare din cauza unei boli cardiovasculare. Citez. Consumul de sare mediu într-o țară din zonă de risc mic în ceea ce privește bolile cardiovasculare e în jur de 6 grame pe zi. Cât credeți că e în România? 20. Vorbim de niște cifre imense. Am încheiat citatul. 20 de grame de sare pe zi. Atât consumăm în România. E adevărat că sarea dă mâncării un gust pe care îl recunoaștem. Avem cinci receptori diferiți pentru cinci feluri distincte de gusturi: dulce, acru, amar, umami și sărat. N-are, domne, gust mâncarea fără sare. Mai vin oameni la cafenea unde nu exagerăm cu sarea și spun, dar de ce nu pune sare ca lumea mâncare? Puneți mai multă sare! Păi, ca să nu vă omorâm, haide, domne, mâncarea nesărată e pentru bolnavi. Pun pariu că ați auzit asta. Creștem, auzim toate astea. Chiar și atunci când copiii n-au nicio problemă să mănânce roșii, castraveți, ardei, așa, integrale, naturale, fără sare. Vezi părinți care pun ei mâna pe solniță și le toarnă. Măcar un pic de sare peste legume acolo. Să aibă un pic de gust, domnule. Cum să mănânce copilul așa? Dacă nu-i pun sare, nu mai mănâncă deloc legume. Oare? Oare n-ai avut tu, părinte, nimic de a face cu dorința asta încă de la începutul alimentației copilului tău? Să pui tu niște sare ca să aibă gust? Am mai zis-o aici. De cele mai multe ori, nu bolile se transmit în familie, ci obiceiurile proaste. Oare dacă i-am lăsat pe copii să aleagă singuri ce și cum vor să mănânce, cum ar fi? Dacă am avea un, un mecanism intern care ne-ar permite să ne reglăm în mod automat și să ne echilibrăm dieta. Dacă am reușit cumva să permitem acestui sistem să funcționeze fără să-i dăm semnale din exterior despre ce trebuie să facă. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim bine, mâncarea a devenit așa un soi de activitate intelectuală, nu una pur instinctivă. Adică, animalele sălbatice își mențin sănătatea fără să le spună cineva toată ziua, cât și ce să mănânce. Noi oamenii am luat o raznă. Măsurăm, calculăm calorii, vitamine și așa mai departe. Devenim obsedați de toate astea. Și eu am fost la un moment dat până când am înțeles foarte bine că nu e despre aceste măsurători, că nu e despre calorii neapărat, cum spune și Giles Yeo în cartea De ce caloriile nu contează. E vorba despre schimbările bune pe care dacă le faci, totul se reglează în timp, în organism. Uite, alt pont. În loc să numeri calorii, mai bine ai grijă să n-ai nicio săptămână cu mai puțin de 30 de feluri de legume și fructe. Vei vedea schimbări extraordinare în câteva luni. Ei bine, există un studiu în care s-a testat, în urmă cu aproape 100 de ani, atenție, ideea asta că am putea să fim echipați cu un sistem intern care să ne regleze în mod automat dietele. Am citit despre acest studiu în cartea lui Chris Van Tuleken, Ultra Processed People. Și deși circumstanțele studiului ar putea să vă pară neetice, o să vă povestesc despre ce a fost vorba. O pediatră din Chicago a convins mai multe mame singure care nu își puteau susține familia să-și lase copiii în grija ei, într-un orfelinat. Planul pediatrei era simplu. Urma să analizeze felul în care bebelușii își alegeau singuri mâncarea. Apoi urma să măsoare dacă bebelușii care erau lăsați să decidă pentru ei erau la fel de sănătoși precum acei copii care urmau dietele recomandate de medici. În studiu au fost implicați doar bebeluși hrăniți până în acel moment la sân ca să nu existe nicio experiență prealabilă sau vreo prejudecată despre mâncare. Ipoteza acestei pediatre era aceea că dacă organismul uman are mecanisme interne prin care știe cum să-și regleze nevoia de apă, de oxigen, dacă știe cum să-și regleze tensiunea arterială și temperatura, atunci ar trebui să știe și cum să regleze nevoile nutriționale. Deșteaptă. Copiii din studiu primeau în fiecare zi mai multe alimente diferite, dintre care puteau alege. Alimentele erau puse în boluri separate, niciodată amestecate. Asistentele aveau instrucțiuni clare să nu ofere ele mâncare sau să le indice copiilor ce ar trebui să aleagă de pe tavă. Mai mult, asistentelor li s-a spus să nu arate niciun fel de aprobare sau dezaprobare atunci când copiii își exprimă preferințele. Concluziile studiului, scrie Vantulechin în carte, arată că toți copiii au încercat toate alimentele care le-au fost oferite, cel puțin o odată. Au existat doar doi copii care n-au vrut să mănânce salată. Și unul singur care a refuzat spanacul. Toți bebelușii și-au gestionat dietele și au reușit să-și asigure toți nutrienții de care aveau nevoie. Niciunul n-a fost constipat, niciunul n-a avut probleme abdominale sau dureri după masă. Sigur că astăzi, cum ziceam, există multe probleme de etică na, privind acest studiu. Nu le vom dezbate acum. Uh, mai există și pericolul de a interpreta că îi poți lăsa pe copii astăzi să mănânce orice vor. Nu! Concluzia studiului însă e foarte clară. Adulții trebuie să învețe pe copii ce să mănânce și cum să evite mâncărurile toxice. Dar odată ce lucrurile astea sunt stabilite, ar trebui să recunoaștem că organismele noastre știu foarte bine de ce au nevoie. Creierul și microbiomul comunică permanent. Apoi, pentru că noi îi învățăm pe copii să mănânce, e clar că noi, părinții, suntem problema. Mai ales în ultimele decenii. Atenție! Mă număr printre părinții tâmpiți care n-au știut la vremea respectivă ce să le dea copiilor să mănânce. Dacă și eu eram certat cu legumele, nu-i dădeam copilului. Dacă eu băgam carne ca animal în fiecare zi, asta dădeam și copilului. Așa că și-ai mei au crescut mâncând de cele mai multe ori ce voiau ei. Și n-a fost bine pentru ei. Și acum încercăm să reparăm răul făcut atunci. Din păcate, puțini, foarte puțini sunt părinții care sunt dispuși să, să învețe, să-și recunoască greșelile și să le corecteze apoi. Cei mai mulți dintre părinți nici nu-și pun problema că ar putea să nu fie perfecți. Și dacă ne uităm Astăzi, la copii, pe stradă, ne îngrozim. Așadar, lucrurile devin mai complicate după ce gusturile copiilor au fost deja alterate de tot ce le-am dat noi să mănânce. În plus, în studiu, toate alimentele oferite copiilor erau controlate. Toate erau considerate a fi sănătoase, gătite în casă. Copiii n-au primit niciun aliment ultraprocesat. Cu un secol nici nu prea aveau de unde. Lăsând la o parte acest studiu, ce vreau să spun este că poate că sarea pe care o punem în mâncarea copiilor noștri, pentru că așa vrem noi, părinții, nu le ar fi necesară dacă ei ar putea să aleagă încă de la început. Ce și în ce fel vor să mănânce. Toate astea țin de responsabilitatea personală. Dar, pe lângă măsurile ce țin de comportamentul individual al consumatorului, avem mare nevoie de politici publice care să ne facă alegerile mai ușoare. Pentru că peste sarea pe care o punem de bunăvoie în mâncare, Vine tot ceea ce cumpărăm din magazine. Iar cea mai mare parte din excesul de sare din dietele noastre, de acolo vine, din mâncarea ultraprocesată. Așa cum există zahăr în alimente care nu sunt dulci, de pildă în pâine, la fel există sare în cantități uriașe în alimente prezentate ca fiind dulci. În cereale, în gogoși, în brioșe, în toate prăjiturile, în cola. De ce? Ca să accentueze gustul și ca să ne facă să vrem mai mult și mai mult. Zahărul și sarea sunt cei mai mari aliați ai industriei alimentare. Sunt aproape universali în mâncarea ultraprocesată pentru că au o contribuție uriașă la creșterea apetitului. Ne alimentează, deci, dependența de ultraprocesate. Și mai fac aici o paranteză ca să vă propun un experiment. Un experiment pe care l-am găsit tot în cartea lui Chris Van Tuleken. Este un experiment cu zahăr, dar cred că poate avea rezultate similare și când vine vorba despre sare. Van Tuleken povestește că a făcut acest test cu fiicele lui într-o dimineață. A luat pentru fiecare dintre ele Câte două boluri și a turnat în fiecare câte 30 de grame de cereale. Dintr-unul dintre boluri a scos apoi o lingură de cereale și a înlocuit-o cu o lingură de zahăr. Apoi a turnat lapte în ambele. În termen de nutriție, spune el, bolul cu zahăr adăugat în locul cerealelor și cel care nu are zahăr sunt aproape identice au aceeași cantitate de carbohidrați, grăsime și proteine și fiecare bol va avea același efect asupra glicemiei. Dar răspunsurile ficelor lui în fața acestor două boluri de cereale au fost diferite. Au mâncat tot bolul cu zahăr adăugat și au cerut mai mult. Nu le-a displăcut nici bolul neîndulcit, dar nu l-au terminat. Concluzia este că zahărul adăugat le-a făcut să mănânce mai mult. Sarea face același lucru. Producătorii de alimente au învățat să se joace cu acești receptori pentru gust pe care îi avem și să accentueze senzațiile pe care le simțim atunci când mâncăm. Există anumite concentrații și combinații de dulce, amar și sărat care accentuează aromele. Și fac mâncarea mult, mult mai gustoasă. În special asta făcută în laboratoare care nici măcar nu e mâncare. Așadar, câteva cifre deținut într-o notiță pe telefon când mergeți la cumpărături. Un produs care are mai mult de 1,5 grame de sare la 100 de grame de produs este unul cu un conținut ridicat de sare. Un produs cu un conținut scăzut de sare este unul care are 0,3 grame de sare sau mai puțin de atât la 100 de grame. Acum puteți să mergeți în bucătărie și să vă uitați pe etichetele produselor pe care le aveți pe acolo. Câte dintre ele au mai mult de 1,5 grame de sare la 100? Și vă rog să lăsați aici în comentarii ca să învățăm unii de la alții. E ceva ce facem aici la starea sănătății. Toate statele membre ale Organizației Mondiale a Sănătății, adică 194 de state, s-au angajat să reducă cu 30% consumul de sare până în anul 2025. Sigur că nu mai surprinde pe nimeni că obiectivul ăsta e foarte, foarte departe de a fi îndeplinit. Însă e nevoie de foarte multă atenție și când vine vorba de substanțele cu care înlocuim sare. Dacă e să aveți de ales între vegeta și sare, alegeți întotdeauna sare. De fapt, dacă aveți vegeta în bucătărie, sfatul meu e să mergeți chiar acum și să o aruncați la gunoi. Pentru că nu aveți nevoie de așa ceva. Alo, domnul, s-aude? Păi, e valabil și pentru matale. A, nu știi ce e aia, Vegeta. Eu nu intri în bucătărie, a? Ok. Și atenție și la produsele care promit că au un conținut redus de sare. Mare atenție! Uitați-vă pe eticheta de pe spate. Cu ce e înlocuită sare? Vorbește despre asta și Tim Spector în cartea Tachinghite. El spune că recomandările actuale cu privire la consumul de sare sunt greșite și că teama de sare ar fi mai periculoasă decât sarea în sine. Mă rog, sunt niște chestiuni în această carte care au nevoie să fie mai bine așezate în context și care luate așa ca atare ar putea face mai mult rău decât bine. Dar problema pe care Spector o ridică apropo de compușii care înlocuiesc sarea este una care merită luată în considerare. El spune că, din cauza temerii legate de sare, multe companii alimentare au ajuns să folosească aditiv precum monoglutamat de sodiu și lizină. Iar dacă e ceva ce am învățat din cartea lui Van Tuleken, e faptul că, mult mai problematic decât consumul de zahăr, sare și grăsimi, este consumul de amestecuri și substanțe care imită mâncarea, care n-au deci nicio legătură cu... Metrixul hranei integrale. E ceva făcut în laborator. Ceva ce corpul nostru nu recunoaște drept hrană. Ideea e că sănătatea și mâncarea au ceva în comun. N-au o unitate specifică de măsurare. Așa că, ce facem noi? Le împărțim în bucățele pe care știm să le măsurăm și pe care cumva ajungem să le înțelegem. De aici toate disputele din această zonă a nutriției și legătura cu sănătatea. Măsurăm indicele greutății corporale, colesterolul, glicemia, tensiunea arterială și așa mai departe. Tot așa e și cu mâncarea. Ne uităm la grăsimi saturate, la sare, la zahăr, la fibre, la vitamine, la minerale, la numărul de calorii și la fel multe, multe altele. Însă mâncarea, și eu am reușit să zic așa după ce am înțeles asta, mâncarea nu e doar suma părților ei. Dacă ne uităm doar la bucățelele izolate, ajungem să credem că un aliment ultraprocesat, dar care are conținut redus de sare, e mai sănătos decât un aliment integral. Fals! Oameni buni, totul trebuie privit holistic, în ansamblu. Trebuie să înțelegem complexitatea interacțiunilor dintre alimente. Da, sigur, dacă ești un om care n-a mai văzut de ani de zile interiorul unui fast food, dacă nu cumperi semipreparate, dacă nu mănânci zilnic la fast food, dacă nu te oprești la patiserie în drum spre casă sau spre muncă. Dacă n-ai tot timpul niște chipsuri lângă tine sau o sticlă de cola agățată permanent de mână, da, atunci poți să pui liniștit solnița pe masă când faci o salată de roșii sau dacă vrei să frăgezești o bucată de carne. Dar de cele mai multe ori nu e cazul. Așa e. Punem sare în mâncarea pe care o gătim acasă. Dar asta, atenție, vine peste toată sarea pe care o consumăm deja din alte surse. O foarte mare parte din consumul excesiv de sare vine din mâncarea procesată și ultraprocesată. Așa că, pe lângă obiceiurile pe care reușim noi să le schimbăm în bucătăriile noastre, e mare nevoie, și aici e nevoie de reglementare, ca producătorii de alimente să scadă cantitățile uriașe de sare din produsele pe care le pun pe rafturi. Produsele cu cantități prea mari de sare trebuie semnalate ca atare, iar oamenii trebuie învățați de când sunt mici să le evite. Etichetele trebuie să devină mai ușor de citit. Azi avem cancerul pe pachetul de țigări. Așa trebuie să se întâmple și cu produsele alimentare. Partea din față a ambalajelor trebuie să ne informeze mult mai clar cu privire la ce cumpărăm. Un exemplu foarte bun aici ar fi produsele cu beti. Sau alt exemplu, Pringles. Pe față e scris fără, 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 fără nenorociri, iar pe eticheta de pe spate sunt alte nenorociri. Mult mai rele pentru sănătate. Am vorbit despre aceste două exemple recent la ceva cu reclame, producția noastră, pe care o găsiți săptămânal pe canalul Starea Nației. Efectele unor diete nesănătoase sunt resimțite de aproape toate statele din lume. Există azi o povară uriașă pe sistemele de sănătate publică. Presiune dată de bolile cauzate de ceea ce mâncăm. E toate astea trebuie să se schimbe. De la cantitățile uriașe de zahăr, sare, de grăsimi nesănătoase, în special cele trans, până la cantitățile prea mici de cereale integrale, fructe și legume din dietele noastre. Iar calculele statelor ar trebui să fie foarte simple. Fie cheltuim acum, făcând o investiție pentru prevenție, ca să educăm, ca să implementăm politici publice, fie cheltuim peste câțiva ani bani foarte mulți ca să tratăm și ca să susținem o populație bolnavă și o infrastructură adecvată pentru o populație bolnavă. Că noi nu avem acum sisteme de sănătate. Nu, avem sisteme de boală. Și industria farmaceutică aplaudă această strategie minunată. Așadar, analizați-vă și vedeți unde sunteți când vine vorba despre consumul de sare. Câtă sare vă luați din toată mâncarea cumpărată din hipermarket? Dacă deja vă luați prea mult de acolo puneți solnița deoparte, măcar atunci când gătiți acasă. Asta a fost. Sper să vă fie de folos. A, ah, și mi-ați tot zis că e bine să vă amintesc să dați cât un like, că altfel uitați. Să rămână mulțumim. Contează. Uite, cum nu v-am mai zis să vă abonați la canal, să le dați și altora să se aboneze, cum a rămas pe loc numărul de abonați. Nu e ok. Și uh, nu uitați să apăsați butonul, butonul ăla, join. Da? Dacă vreți să ne susțineți munca și dacă vreți să fiți ambasadorii acestui proiect. Abia aștept să dăm drumul discuțiilor live și să vă răspund la toate întrebările pe care le aveți împreună cu invitați specialiști. Pe site-ul nostru, stareanației.ro slash magazin, găsiți ceaiul nației, da? Un ceai organic de cea mai bună calitate. Mm. Și vă rog să alegeți sortimentul care vă place după ce citiți ingredientele. E un ceai organic 100%, da? Curat, am mai zis, am mai zis. Și vă mai rog ceva. Învățați să beți ceaiul fără să-l îndulciți. Cum am mai zis aici, un ceai de calitate te obligă practic să-l savurezi fără să adaugi zahăr. De cafea nici nu mai zic. Ok, așteptăm propuneri pentru teme în comentarii și la dragoșarondpătraru.ro. Să vă fie bine și apoi dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.